Rasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit astăzi slujba de mormântare a Părintelui Costel Paizan și a soției sale, Daniela Paizan, în capela cimitirului Belu din Capitală. Cei doi au trecut din această viață în urma unui incendiu devastator care le-a cuprins locuința în data de 29 iulie. Părintele Costel Paizan a fost preot coslujitor la parohia tuturor Sfinților Chitila și la capelele cimitirelor de stat Dămăroaia și București Noi iar Daniela Paizan a fost profesor de istorie și director la școala gimnazială numărul 178 din București. La acest moment, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu a transmis mesajul de condoleanțe al prefericitului părinte patriarh Daniel, intitulat Preotul Costel Paizan și preoteasa Daniela Paizan, harnici slujitori ai bisericii și ai școlii. În acest mesaj, Părintele Patriarh a afirmat că familia Paizan a slujit cu râvnă, smerenie și dragoste, dăruindu-și viața semenilor și dând dovadă de credință puternică și ascultare statornică în slujirea preoțească și învățătorească. Părintele Costel Paizan a slujit biserica în demnitatea de preot timp de 35 de ani, iar Daniela Paizan a avut o prestigioasă carieră didactică, activând ca profesor de istorie și director la patru unități de învățământ din județul Bacău și București.